Filmul brâncoveano Ece Omo, regizat de Dan Pizza, după un scenariu la care și-a dus contribuția și mitropolitul Ioan al Banatului, a fost lansat duminică la Timișoara. La proiecție, care a avut loc la cinematograful Timiș, au participat regizorul peliculei, Dan Pizza, și actorul Constantin Pușcașu, care interpretează rolul domnitorului român, evenimentul fiind organizat în colaborare cu Mitropolia Banatului. Brâncoveanu n-a putut să ajungă niciodată la Ierusalim, pentru că l-ar fi pândit turcii și ar fi ocupat imediat tronul, așa că n-a ajuns în timpul vieții la Ierusalim, dar m-a învrednicit Dumnezeu că l-am dus pe Brâncoveanu în icoană la Ierusalim. Așa că poate că, iată, Dumnezeu, asta se întâmpla în urmă cu peste 30 de ani, iată că Dumnezeu acum a dat și această răsplătire de a fi lansat și aici, la Timișoara, acest film. Cum ați colaborat cu Dan Pizza? Mitropolitul Ioan al Banatului a explicat că și-a adus contribuția la scenariu, fiind legat sufletește de brâncoveni încă din timpul în care era la Ierusalim pentru studiile doctorale. A fost un domn al păcii. Însă, pacea a fost plătită cu sudoare. Criticii consideră că filmul brâncoveano Ece Omo este o parabolă despre onoare și caracter, inspirată din realitatea secolului XVIII.